Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, aceste cuvinte pe care le-am rostit înainte sunt ale Sfântului Proroc David, pe care le regăsim în Psalmul 50. Acest psalm, care este prin definiție psalmul pocăinței, ne este foarte bine cunoscut. Majoritatea le rostim cel puțin o dată pe zi. De ce am ales aceste cuvinte? În primul rând, pentru că pilda de astăzi a vameșului și a fariseului pune început unei perioade care este destinată în special pocăinței. Iar în al doilea rând, pentru că pocăința este o lucrare specifică, mai ales inimii. Din punct de vedere liturgic, această perioadă pune început unei... Această duminică de astăzi pune început unei perioade foarte încărcate duhovnicește din cursul anului bisericesc, numite triod. Denumirea vine de la construcția specială pe care o au canoanele de la slujba utreniei, și anume un canon care de obicei are 9 cântări sau ode, în această perioadă va avea doar 3. De aici numele de triod, adică 3 ode. Triodul conține 3 perioade distincte. O perioadă pregătitoare de 3 săptămâni, începând de astăzi, urmată apoi de perioada postului mare și se încheie cu săptămâna patimilor. Urmărind această înșiruire, înțelegem cu ușurință și semnificația duhovnicească a triodului, care nu este altceva decât drumul de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, la înviere. Pocăința reface așadar acest drum. Evanghelia în întregime este străbătută de acest îndemn. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așa și-a început activitatea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar ultimele sale cuvinte adresate ucenicilor săi au fost acelea prin care i-a învățat să propovăduiască pocăința în numele său la toate neamurile spre iertarea păcatelor. Dar pocăința nu înseamnă, așa cum suntem tentați să credem de multe ori, doar părere de rău pentru păcatele săvârșite. Ea înseamnă o continuă schimbare a firii, a vieții noastre. Ea este o tindere către Dumnezeu, un urcuș permanent către asemănarea cu El. Un părinte sfânt, trăitor în Sfântul Munte Athos, a spus odată că atunci când ne pocăim, nu dobândim doar iertare, ci mai mult decât atât, dobândim înfierea. Dumnezeu, atunci când ne întoarcem la El prin pocăință, nu ne dăruiește doar iertarea păcatelor, ci ne înfiază, ne primește ca pe niște copii ai Săi prea iubiți și prea doriți. Ne primește înapoi în inima Sa. Desigur că întoarcerea în inima lui Dumnezeu nu se poate realiza fără a avea mai întâi o dorință dublă. În primul rând, dorința de a ne elibera de trecutul nostru, care devine atât de apăsător, și în al doilea rând, dorința fierbinte de a ne apropia de El, de a ne întoarce la Părintele nostru. În inima lui Dumnezeu poți să ajungi doar atunci când aduci ca jertfă ceea ce El a cerut în mod expres, atunci când a zis:
Fiule, dă-mi inima ta. Cu inima, deci, trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui. Iar inima este curată atunci când păstrăm dorința inimii curată. Și astăzi avem înaintea ochilor inimilor noastre un tablou al modului în care putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Pilda de astăzi ne înfățișează doi oameni, foarte diferiți între ei, având totuși un lucru în comun. Amândoi au venit la templu, au intrat în casa lui Dumnezeu, amândoi și-au deschis inimile în fața Lui. Ei se rugau în taină, nu la arătare. Unul din ei era fariseu, un om de vază, om al bisericii, un model de împlinire a legii dumnezeiești. Celălalt era un vameș, care prin natura slujbei sale era necruțător. Lua și de la bogat și de la sărac, fiind prin urmare foarte urât de către semenii săi. Amândoi așadar au venit la templu, căutând să câștige fiecare în felul său bunăvoința lui Dumnezeu. Putem să spunem că într-un anumit fel, fiecare dintre ei veniseră la templu căutând mântuirea. Și aici, frați creștini, este cheia acestei pilde, în modul în care fiecare a înțeles să caute această mântuire. Fariseul și-a început foarte corect rugăciunea, mulțumindu-Lui Dumnezeu. Și pentru ce mulțumea el? În primul rând a zis: Îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, desfrânați. Îi mulțumea, adică, pentru faptele lui bune, pentru dreptatea lui. Cine face așa? Nimeni. Nimeni nu se duce în fața altcuiva, vrând să-i arate că îl iubește, lăudându-se cu propriile lui virtuți. Nimeni. Cu atât mai puțin ar trebui să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, făcând astfel. Mai mult, aflăm din Evanghelie despre el că stătea drept în mijlocul bisericii, mulțumind lui Dumnezeu. Ce înțelegem de aici? Faptul că el s-a așezat pe sine în centru, uitându-se în jur și de acolo îi mulțumea lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni, sau chiar ca acel vameș, de exemplu. S-a comparat pe sine cu ceilalți. Nu l-a cruțat nici măcar pe acest vameș care era rugător împreună cu el. Și asta, culmea, unde? Chiar înaintea lui Dumnezeu, în mijlocul bisericii. Dar de ce făcea el așa? Pentru că el socotea că dreptatea este cea care îi va aduce mântuirea. Și încă nu atât dreptatea lui Dumnezeu, cât mai ales dreptatea lui. Sau mai bine zis, dreptatea lui Dumnezeu așa cum o înțelegea el. El nu căuta îndreptare, el căuta îndreptățire. El nu era drept pentru că așa hotărâse Dumnezeu, ci pentru că el se credea drept. Nici măcar nu l-a întrebat pe Dumnezeu. De aceea și pilda de astăzi începe cu următoarele cuvinte. Hristos așa a rostit, Sfântul Evanghelist Luca așa ne spune, către cei care se credeau drepți și priveau cu dispreț la ceilalți, a spus această pildă. Deci către cei care se credeau drepți, nu pentru că ar fi fost cu adevărat drepți, ci pentru că așa socoteau ei că sunt drepți.
De aceea am să vă spun un lucru și vă rog să înțelegeți bine ceea ce vă spun. Evanghelia nu ne învață să fim mai buni. Dacă ar fi așa, atunci lumea s-ar împărți mereu între buni și răi, între drept și păcătoși. Dacă ar fi așa, toată religia creștină n-ar fi decât un sistem moral. Evanghelia nu ne învață să fim mai buni. Evanghelia ne învață nici mai mult, nici mai puțin, decât să fim desăvârșiți. Hristos a spus, fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Dar a explicat și în ce consta această desăvârșire, în iubirea vrăjmașilor, în a-i socoti pe toți frați. Ca să fiți, zice Hristos, fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni. Trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Evanghelia, repet, nu ne învață să fim mai buni. Ne învață să iubim și să iubim așa cum iubește El. Ne învață că Dumnezeu este Tată, ceea ce înseamnă că ceilalți ne sunt frați. Deci nu dreptate, ci milă așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu ne dă mântuirea în dar, însă nu o dă decât acelora care vin la El cu inima înfrântă și smerită, care nu se încred în dreptatea lor, ce o așteaptă pe cea lui Dumnezeu. Cei care fac aceste lucruri tocmai pentru că își doresc să fie primiți ca niște fii. Să luați aminte cu multă înțelegere la aceste cuvinte pe care vi le spun acum. Dacă vrem să ne mântuim, dacă vrem să fim primiți în casa lui Dumnezeu, dacă în sfârșit vrem ca toată nevoința noastră duhovnicească să fie cu folos, trebuie să avem mare grijă la dorința inimii noastre și trebuie să ne dorim să fim fiii lui Dumnezeu, să-L urmăm și să-L iubim ca pe un tată, nu altfel, în niciun caz altfel. A venit și vameșul, și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii la cer. A venit la Dumnezeu, la El a venit. Știa că drumul lui era spre cer și totuși nu îndrăznea să-și ridice ochii într-acolo din cauza conștiinței propriei sale păcătoșenii, a stării de decădere în care se afla. Îi ardea atât de mult inima încât ni se spune în pildă că își bătea pieptul cu pumnii și totuși a venit la templu. Ar fi putut să nu vină. Se putea întâmpla ca această stare de decădere pe care o conștientizase să-l ducă spre deznădejde și să zică: nu are rost, ce rost mai are, sunt prea murdar, nu pot să intru în acest locaș care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Nimeni atât de murdar ca mine nu poate să intre aici. Nu pot, nu găsesc nimic în mine, în viața mea pe care să-i aduc ca argument, să-l aduc ca argument în favoarea mea. Și totuși a venit. Pe ce s-a bazat el? El era, după cum am spus, vameș. Serviciul îi cerea să fie necruțător și așa și era. Nu se lăsa înduplecat de niciun argument. Toți, fără excepție, și sărași și bogați, și sănătoși și bolnavi, toți trebuiau să plătească. Toți. Putem să bănuim că el, din când în când, mai trăia câte un lucru, ceva care probabil și pe el îl mira. Se mai întâmpla, poate, așa după cum ni se mai întâmplă și nouă, ca el să dea curs
cererii unora dintre cei care veneau la vamă și îi mai păsuia. Fără niciun argument, așa pur și simplu. Poate presupunem noi, din când în când, ceva bun din interiorul lui îl determina să se aplece cu milă spre celălalt. Această milă era mai puternică decât obișnuința firii lui. Și poate că până și el, care nu se poate să fi fost chiar cu totul rău, a înțeles că spre această milă va trebui să tindă. Și pentru aceasta a venit el la templu. A venit să caute această milă. Ce dascăl al rugăciunii ni se face acest vameș? Cum ne învață el ce să cerem noi în rugăciune și cum anume să cerem? Așa cum ne învăța și părintele nostru stareț Iachint, când stați la rugăciune, spunea el, să nu cereți altceva decât milă și iertare. Milă și iertare. Acest lucru să-l cere și noi și este de ajuns. Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Ce-ar fi fost creștinismul fără acest miluiește-mă? Ar fi putut să fie orice. Un sistem filozofic sau unul moral, orice. Numai nu o religie care mântuiește sufletele. Nu o religie care ne pune în relație directă cu Dumnezeu, care ne face să-L simțim pe Dumnezeu ca Tată al nostru. Vameșul nu s-a comparat pe sine cu ceilalți, așa cum a făcut fariseul. El nu s-a pus pe sine în centru. El s-a pus doar înaintea lui Dumnezeu. Ce ne-a învățat el pe noi prin aceasta? Un lucru foarte important. Când ne punem la rugăciune să fim singuri cu Dumnezeu, să nu ne mai comparăm pe noi cu nimeni, ci să ne raportăm numai și numai la Dumnezeu. Și atunci vom observa că distanța dintre noi și Dumnezeu este atât de mare, încă distanța dintre tine și ceilalți este foarte mică, insesizabilă. Și de ce aceasta? Simplu. Pentru că în realitate toți oamenii au nevoie de iertare. Toți oamenii au nevoie de milă pentru mântuire, mai ales de milă. Iar Dumnezeu iartă deopotrivă toate păcatele, și pe cele mici, și pe cele mari, cu aceeași ușurință. El face asta pentru că este Tată. Nu ni se spune în pildă dacă acest vameș era foarte păcătos sau dacă avea și ceva virtuți sau nu. Ne dăm seama însă că avea un lucru important, foarte necesar, și anume dorința de mântuire. Este singurul lucru pe care îl avem fiecare cu adevărat, dorința de a ne mântui. Sfântul Isaac Sirul spune că Hristos nu cere lucrarea virtuților, ci îndreptarea sufletului. Dorința de îndreptare, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Să căutăm deci smerenia, pentru că fără ea, zadarnică este viața și nevoința noastră. Sfântul Isaac Sirul, acest dascăl al smereniei, spune așa: răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei care se naște din ele. Dacă aceasta lipsește, în deșert se fac cele din tâi. Și mai spune el: nu avem smerenie pentru că nu cerem cu tot din adinsul.
pentru că nu cerem smerenia mai mult decât orice altceva și pentru că nu ne silim în tot ceasul spre aceasta. De să cerem smerenia și să cerem mântuirea cu smerenie. Iubiți credincioși, am intrat deci în această perioadă binecuvântată a triodului, în această perioadă de întreită cântare, trei ode, trei cântări. Biserica așa cântă în această perioadă. Ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul spurcat, ci tu ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. Spune Sfântul Iustin Popovici că această primă perioadă în care intrăm astăzi prin Duminica Vameșului și a Fariseului reprezintă postul sufletului. Prima perioadă a postului înseamnă și prima noastră cântare. Și cum va cânta sufletul nostru dacă nu-l vom înfierbânta cu dorința inimii? Cum va prinde sufletul nostru aripi, mai ales acum în această perioadă atât de importantă, așa cum este orice început, dacă nu ne dorim mai întâi de toate să redevenim fiii lui Dumnezeu? Să îndemnăm sufletul să cânte, să ceară înfierea de la Dumnezeu. Cu adevărat, această perioadă a triodului este cea mai frumoasă perioadă, pentru că este perioada pocăinței, a drumului de la întuneric la lumină, de la moarte spre înviere. Pocăința este lumina vieții veșnice pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă. Și nu este bucurie mai mare pentru cel care se vede pe sine căzut în latura și în umbra morții, nu este bucurie mai mare decât faptul că îi se întinde o mână de ajutor, că îi se mai dă o speranță. I-am văzut pe cei doi care se rugau în templu, dar să-L vedem și pe Dumnezeu. Ce făcea El? Stătea de față și asculta. Dumnezeu este cel mai bun ascultător. El nu judeca, nu se grăbea să o osândească, așa cum facem noi mereu. El stătea acolo gata să întindă mâna celui care îi cerea acest lucru. Așa după cum frumos spunea prorocul Osea, gata ca zorile îl vom găsi pe el. Această perioadă ni-l arată pe Dumnezeu cel îndurat, care prin pocăință ne dă iar și iar șansa de a ne ridica. Această perioadă ne cheamă să-L vedem pe Dumnezeu nu ca pe un judecător care ne iartă doar păcatele. El este Dumnezeu și Tatăl, care în schimbul pocăinței noastre ne dă înfierea, care ne redă calitatea de fii. Aceasta este bucuria pe care o căutăm chiar și printre lacrimi, pe aceasta o așteptăm. Să venim la biserică, iar când vom intra, să ne oprim un moment lângă ușă, asemenea vameșului, și să zicem sfioși împreună cu el: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Să îndrăznim apoi să înaintăm, dar să mergem la Dumnezeu ca la un tată, iar la tată vii cu inima plină de recunoștință și cu inima plină de iubire către ceilalți. Căci dacă îndrăznim să spunem Tatăl nostru, atunci să îndrăznim să-i numim și pe ceilalți frați. Așa să intrăm în această perioadă binecuvântată a triodului, așa să venim la biserică, cu inima înfrântă și smerită,
ca să putem auzi rostite și asupra noastră cuvintele Mântuitorului și anume, adevărat vă zic vouă că acesta s-a întors mai îndreptat la casa lui. Amin.